Pilipca, Feciorașul. Au fost odată ca niciodată un bărbat și o femeie care nu aveau copii. Plângea nevasta că n-are pe cine legăna, n-are pe cine alina. Într-o zi, bărbatul se duse în pădure, tăie dintr-un arin o bucată de lemn, veni cu ea acasă și îi spuse nevestisii: ia-o și leagă-n-o. Puse femeia lemnul în leagăn și dulce-l legăna și cântece-i cânta: Nani, feciorașul mami, să nu-ți fie de ochi, umeri albi și negri ochi. Legănă o zi, legănă două, iar a treia când privi, văzu în leagăn un băiat. Mulți se mai bucurară ei, îl numiră pe feciorăș Pilipca și începură să-i poarte de grijă. Când Pilipca crescu de-o șcapă, îi spuse tatălui: fă-mi, tată, o luntre de aur și o vâzlă de argint, că vreau să prind pește. Îi făcu tatăl o luntre de aur și o vâslă de argint și îl trimise pe lac să prindă pește. Băiatul, dacă tot se apucase de pescuit, pescui ziulica întreagă și toată noaptea. Iar pe acasă nici că mai dădu, tare bine se prindea peștele. Cât despre merinde, mama îi ducea să mănânce. Când venea la lac, striga: hei, Pilipca, dragule, vino, feciorașule, că am adus plăcințele. Venea Pilipca la mal, arunca din luntre peștele, termina plăcintele și iar pleca pe lac. Află vrăjitoarea baba Clanța, acea clonțoasă, la picioare ciolonasă, cum îl strigă maică-sa pe Pilipca și hotărâ să-l trimită pe lumea cealaltă. Luă ea un sac și un bătrai, se apropie de lac și începu să strige: hei, Pilipca, dragule, vino, feciorașule, că am adus plăcintele. Pilipca a crezut că e maică-sa și veni la mal. Baba Clanță însă prinse luntrea cu vătraiul, o scoase la mal, îl înhăță pe fecioraș și îl vâră în sac. Aha, zise ea, mai va să prins pește. Aruncă sacul peste umăr și porni spre casa ei din desișul pădurii. Merse ce merse vrăjitoarea, până când, obosită, se așeză să se odihnească și a dormit. Iar Pilipca, între timp, ieși din sac, îl umplu cu bolovani și se întoarse iarăși la lac. Se trezi baba Clanța, apucă sacul cu pietroaie și, gâfâindu-l, duse acasă. Ajuns aici, îi spuse fiică-sii: frigem pentru prânz pescarul ăsta. Scutură babornița sacul pe podea și, ce să vezi, numai bolovani. Da. Se înfurie și începu să urle cât o țineau puterile: îți arăt eu ție că m-ai înșelat. Fugi iute la malul lacului și începu din nou să-l strige pe Pilipca. Boiatul o auzi. Nu, zise el, nu ești mama mea. Ești vrăjitoarea baba Clanța. Te știu eu. Maica mea are vocea subțire. Degeaba l-a chemat baba Clanța, că Pilipca nici n-a vrut să audă. Bine, își zise vrăjitoarea, o să-mi fac vocea mai subțire. Fugi la firar și îi spuse: firarule, firarule, ascute-mi limba, să fie mai subțire. Bine, zise firarul, am să-ți o ascult. Pune-o pe nicovală. Își puse baba Clanța limba cea lungă pe nicovală. Luă firarul ciocanul și începu să-i tragă zdravân peste limbă. O bătu atât de tare că se făcu subțire, subțire. Alergă baba Clanța la lac și cu voce subțire începu să-l strige pe Pilipca:
Hei, Pilipca, dragule, vino, feciorașule, că am adus plăcintele. Auzind-o, băiatul crezu că îl cheamă maică-sa. Veni la mal, iar baba Clanța, haț, și în sac cu el. Acum n-ai să mă mai înșeli, se bucura vrăjitoare. Și fără a se mai odihni, se duse drept acasă. Scutură sacul și îi spuse fetei: iată-l pe înșelător, fă focul și prăjește-l, să fie gata de prânz. Și cum spuse asta, plecă numai ea știe unde. Fata făcu foc în cuptor, aduse lopata și îi spuse lui Pilipca: suie-te pe lopată, am să te arunc în cuptor. Și așeză Pilipca și își ridică picioarele în sus. Nu așa, strigă fata vrăjitoarei, așa n-am să te pot vâră în cuptor. Pilipca își lăsă picioarele în jos. Nici așa, strigă din nou fata baborniței. Atunci cum? Întrebă Pilipca. Arată-mi tu! Ești un prostănac, îl certă ea. Da. Așa trebuie. Uită-te aici. Se sui fata pe lopată și se întinse. Iar Pilipca apucă repede lopata și o aruncă în cuptor. Îl închise cu capacul și propti bine piua vrăjitoare în el ca să nu iasă fata din cuptorul încins. Abia apucă să o șteargă din casă când o văzu venind pe babă. Sări Pilipca într-un platan înalt și stufos și se ascunse printre crengi. Intră baba Clanță în casă, amușină și simți că miroase a prăjit. Scoase din cuptor friptura, mâncă toată carnea pe săturate, aruncă afară oasele și începu să se dea pe ele ca pe niște patine, tot zicând: o să mă dau de-a rostogolul, pe oase voi da ocolul, de carnea lui Pilipca săturată, de sângele lui îmbătată. Iar Pilipca îi răspunse din platan: dă-te de-a rostogolul și pe oase dă ocolul, de carnea fiicății săturată, de sângele ei îmbătată. Auzind asta, baba Clanța se negri de furie. Fugi către platan și începu să-l roadă cu dinții. Roase mult, roase cu ură, deci rupse dinții din gură, dar platanul cel puternic stătea ca la început. Fugi atunci baba Clanța la fierar. Fierarule, fierarule, făurește-mi un topor de oțel, iar de nu copiii ți voi mânca. Se sperie fierarul și îi făuri topor. Alergă baba la platan și începu să-l taie. Iar Pilipca de colo: nu platanul, ci piatra. Vrăjitoarea însă o știa pe ei. Nu piatra, ci platanul. Iar Pilipca o ținea pe lui. Nu platanul, ci piatra. În clipa aceea, toporul se lovi așa de tare de o piatră că se toci de tot. Începu să țipe de furie baba Clanța. Apucă toporul și alergă la fierar să-i ascută. Văzu feciorașul că platanul începe să se clatine. Tăiase destul în trunchi vrăjitoarea. Trebuia să se salveze până nu era târziu. Tocmai atunci trecea pe acolo un câr de gâște. Pilipca le strigă: gâște, gâște, aruncați-mi câte o penișoară. Voi zbura cu voi la mama, la tata, și acolo vă dau răsplata. Gâștele îi aruncară câte o penișoară. Făcu Pilipca din aceste pene doar o jumătate de aripă. Zbură pe acolo un al doilea câr de gâște. Pilipca le rugă: gâște, gâște, aruncați-mi câte o penișoară. Voi zbura cu voi la mama, la tata, acolo vă dau răsplata. Și al doilea cârd îi aruncă iar câte o penișoară. Apoi sosi și un al treilea cârd
și un al patrulea și toate gâștele i-aruncară câte o penișoară lui Pilipca. Își făcu feciorașul aripi și zbură în urma gâștelor. Veni în fugă baba Cloanța de la fierar și se puse să tăie platanul. Surcelele zburară. Tăie ea cât tăie, dar platanul buf căzu pe vrăjitoare strivind-o. Iar Pilipca sosi cu gâște la casă. Lotit! Tare se bucurară părinții că feciorașul li s-a întors. Îl așezară la masă și începură să se ospăteze. Gâștelor ovăz le-au dat. Povestea s-a terminat.